monstru în timpul unui concert al Antoniei, artista a părăsit scena înjurând. Antonia se numără printre cele mai îndrăgite cântărețe din România, fiind apreciată atât pentru talent, cât și pentru calmitatea de care a dat mereu dovadă. Asta până de curând, când în timpul unui concert susținut la Balul Bobocilor, aceasta a răbufnit la adresa unor băieți din public. Artista s-a luat de doi tineri, care au avut o tentativă de a se lua la bătaie. Deranjată de comportamentul celor doi elevi, Antonia s-a retras de pe scenă înjurând. Urmărim și noi imaginile cu pricina. Mama, ce urmă? Cum mai ai țară să puteți să-ți ceva?